Bine ați venit la etalarea bonus pentru ascendentul soare RAC. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce trebuie să știe racii. Ce a picat? A picat regele de spade. Ups. Și doi de bute, opt de cupe și regele de monede. Wow! Regele de spade nu vă oprește nimeni. Aici este o victorie extraordinară. Ce avem aici? avem trei de cupe. Abundență. Foarte frumos până aici. Am senzația că oamenii se vor inspira foarte mult de la tine. Vei avea o imagine foarte bună în societate. Și cu siguranță cu acest rege de spade vei domina adversarii. Iar aici vei obține o promovare. Ce avem aici? Patru de monede. Posibil pentru unii dintre voi să vă puneți baza la ceva sau poate un sprijin pe care îl aveți. Unii puteți avea un sprijin din partea partenerului de viață, alții puteți avea un sprijin din partea unui proiect pe care voi îl faceți și e posibil să fie și ceva guvernamental pentru că aveți de-a face cu regele de săbii. Cei care aveți de-a face cu studii superioare, mai ales studenții, vă veți confrunta cu mici obstacole pentru că patrul ăsta de monede este un blocaj. Dar blocajul este din partea voastră. Doi de bute, trei de monede. Aici, posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu o a treia persoană sau să aveți de-a face cu un proiect care impune și prezența altora. Dar ceea ce se vede aici... Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau vrei să-l schimbi, atunci luna aceasta este destul de favorabilă. Cei care poate lucrați în posturi guvernamentale, poate că obții o poziție importantă aici. Și încă o dată dați o mare atenție la studii. Pentru că asta mi-arată în același timp, este lucrul acela pe care îl faceți. Poate uh, faceți un proiect de încheiere anului, poate că sunt uh, rezultatele pe care le așteptați de la examenele pe care le-ați avut. Este ceva aici la care vă spune că trebuie să aibă un impact foarte bun asupra voastră în momentul în care ați depus un efort. 8 de cupe și deavolul. Ce spuneam un pic mai înainte, cei care sunteți în căutarea unui loc de muncă sau vrei să schimbi locul de muncă, acum este momentul pentru că deavolul și 8 de cupe iese ceva toxic din viața ta. Și cred că ai fost foarte mult afectat Emoțional. Iar abia, abia acum, de fapt, voi aveți acel succes pe baza puterii voastre. Ce vrea să mai spun acest devol? Marea preoteasă. Poate unii dintre voi veți face călătorii în locuri sfinte sau pelerinaje pentru că acest lucru vă aduce o liniște sufletească. Regele de monede. Posibil să aveți un concurs, ceva la care trebuia de foarte mult, dacă sunteți foarte activi și aveți energia acestei regine de bute, atunci înseamnă că veți lua acel concurs care... Trebuia de foarte mult timp, dar va trebui să luptați foarte mult pentru acel concurs, să învățați sau aveți de dat un examen, aveți de luat un rang mai înalt. Uh, va trebui să fiți precauți dacă sunteți lideri de rang înalt, pentru că în momentul în care aveți de-a face cu oameni din aceeași branșă, niciodată să nu aveți încredere. Iar aici cinciul acesta de bute poate fi și o companie de oameni care te reduce, sau mai bine zici, scade toată energia și reputația ta. Și de, decât să-ți pierzi reputația, pentru că ai opt de cupe și de avălul, ar fi bine să dai la o parte și cu siguranță, chiar dacă avem cinciul acesta de monede, de, de, de confruntările respective, este bine să te ferești, pentru că este ceva inutil. Pajul de săbii. Posibil să ajungă la urechile voastre o informație. Acea informație posibil să ajungă prin metode neortodoxe sau poate chiar printr-un mare noroc, chiar voi auziți acea noutate. Fiind într-un loc în care nu ar fi trebuit să fiți, dar norocul face ca acea informație să vă ajute enorm. Doi de spade, regina de cupe. Iar aici este o călătorie. Posibil să fie o călătorie în exterior sau inspirați să mergeți într-un loc sfânt, pentru că tocmai am pus aici. Este destinul vostru, este un plan pe care îl faceți. Vedeți, voi aici aveți aceeași cucuvea. Ia uitați-vă bine la semne. Prosperitatea vine în momentul în care voi nu alergați după ceva material, ci pur și simplu din dragoste și rugăciune mergeți undeva. Și atunci se schimbă această energie și deveniți regele de monede. Nu contează feminin, masculin, nu. Aici veți străluci, dar în urma poate a unei confruntări, poate a unui examen, um, ceva la care munciți foarte mult și foarte mare atenție pentru că lipsa de odihnă din cauza muncii în exces poate să ducă la o îmbolnăvire pentru că aici aveți 8 de cupe deavolul și marea preoteasă. Deci este o oboseală psihică în același moment. Ce avem aici pentru voi? Regele de iarnă, aceeași carte, deci este un fel de rege de spade. Deci va trebui să nu ai emoție, în special tu care ești mai emotiv, dacă vezi că nu poți să iei neapărat, nu poți să știi ce faci, Pasul următor, este bine să mergi la cineva care să-ți dea un sfat, poate fi cineva ca un al legii, poate fi uh, un profesionist, dar pentru unii dintre voi poate chiar veți vorbi în public. 10 de vară Familia, prietenii, toți sunt în jurul tău. Și aici sunt și oamenii în care tu ai încredere. 8 de vară. Vedeți, este aceeași energie cu optul acesta de cupe. Luați o decizie în viața voastră, faceți o schimbare majoră în viața voastră, cu siguranță este ceva extraordinar de frumos. Aveți încredere, pentru că Strălucirea voastră aici este de nestăvilit. Este o victorie. Acea informație trebuie să ajungă la voi pentru că va fi o informație extraordinară. Aici este, aveți un mare noroc. Este destin aici. Un mare noroc noroc al abundenței în urma deciziei pe care o iei și o informație care vine într-un moment în care nu te-ai așteptat. Folosește-te de acea informație. Dă norocul peste voi. Numai bine, la revedere!